astăzi. Vorbim despre o despărțire în showbiz. Au ajuns în fața ofițerului stării civile, dar nu au apucat să ajungă în fața altarului. E foarte posibil însă să ajungă la divorț după doar 4 luni de mariaj. Cristian Daminuță și soția lui nu mai sunt împreună. Un detaliu i-a dat de gol ce s-a întâmplat între cei doi și ce spune fotbalistul despre problemele din căsnicie, dar și despre infidelitate. Vedem chiar acum. S-au căsătorit în urmă cu 4 luni și au luat pe toată lumea prin surprindere cu decizia lor de a spune da în fața ofițerului stării civile. Acum, Cristian Daminuță și soția lui, Iasmina, și-au spus adio. Se zvonește că această decizie ar fi fost luată în urma unei discuții aprinse, iar de aici până la separare nu a mai fost decât un pas. Se pare că în ultima perioadă cei doi se certau des. Deci nu se pune problema că ai fi înșelat? Nu. Nici vorbă de așa ceva. Da, au fost clare și înainte, între noi. Deci nu s-a pus problema ca noi doi să ne despărțim sau să ne certăm pe motive de înșelat sau alte chestii. Ba mai mult, se pare că separarea celor doi este una destul de sigură. Mai ales că blondina a revenit la numele pe care îl avea înainte de a deveni doamna Daminuță. Iasmina nu s-a oprit aici cu schimbările. Tânăra pare că vrea să uite definitiv de fotbalist. Așa că a șters toate fotografiile în care apare alături de el. Singurul lucru pe care tânăra îl mai are de la fostul soț este cățelușul. Nimeni nu s-a așteptat la acest lucru, mai ales că cei doi păreau foarte fericiți și se gândeau la ziua în care vor ajunge și în fața altarului. Vrea roche cu corset din pietre. Am stabilit doar așa în mare despre cum vrem să se desfășoare evenimentul. Data este 9 iunie, stabilită la Timișoara. Și cum asta nu ar fi fost de ajuns, Daminuță a mai primit o lovitură. Prin lumea bună circula zvonul conform căruia Iasmina și-a asumat că în curând va deveni o femeie liberă cu acte în regulă. Așa că se întâlnește cu oricine își dorește. Zis și făcut. Tânăra a plecat pentru câteva zile într-o vacanță în cele mai frumoase locuri ale României cu un bărbat misterios. Iasmina și bărbatul misterios au vizitat Sarmi Segetuza și au fost și la mormântul părintelui Arsenie Boca. Oare pentru ce s-a rugat Iasmina să se împace cu Daminuță sau să-i meargă bine în viitoarele relații? Daminuță pare a fi urmărit de ghinion. Nu este prima dată când fotbalistul suferă din dragoste, căci el a mai fost căsătorit odată și a divorțat la fel de repede. Asta am simțit, asta am făcut. M-am căsătorit cei drept la 21 de ani. Am și divorțat la fel de repede la 23. Iar acum, în momentul de față, liber. A fost un lucru pozitiv în viața mea. Am avut multe de învățat. Te-am maturizat? Da, foarte mult. Trebuie să faci multe sacrificii. Și de aceea noi când avem, eu știu, o zi, două libere, alegem să mai ieșim la un club, pentru că în timpul campionatului este foarte greu să pierzi o noapte.